și... Și aici, dacă știi cum să faci, merge. Hai. Asta am vorbit că eu și azi mereu. Poți să-mi spui și să-mi dai timp că sunt în siguranță și că tot faci. Să simt eu, nu trebuie să-mi spui în cuvinte. Nu o să fie. Și n-am găsit așa ceva. Sau poate a fost și n-am văzut eu. Și e la alta, nu știu. Nu pot să spun nimic. Și nici nu vreau să mai spun ceva, să simt, fac alte chestii, că cine știe ce băiat vreau sau ceva. N-a fost să fie. Astea sunt singurele lucruri care le-am cerut și astea nu mi se pare. De ce? Ai luat pastii? Păi ia și fumează o 3 țigări, poate să revii. Nu mai am găsit pachet. Dar mai unde mi l-am pus pe celălalt? Uite-l cool. E îndrăgostit. Nu mai vezi bine. Ce să mă aștept în continuare să se dea mai rău. Cine vrea? Sunt obișnuită. Păi tine te și afectează lucrurile. Da, mă afectează. Păi imediat că... Îi dau un mesaj. Vezi, de-aia vreau pe cineva lângă mine care e așa. Și dacă Lugi plânge cut la cot cu mine... Bă, toată lumea așa e, dar nu știu. Nu mănânche ca un problem cu măsa. Și cât îmi plac, am început să le urăsc numai de... mi-e frică. Nu cauți, bă, dar vezi dinți. Mi-e și frică să mai vorbesc, că cine știe ce se insinuează. De-aia tac din gură și în timpul emisiunii și după prefer să vin să stau singur. Pentru că asta e. N-a vrut Dumnezeu, m-a adus aici ca să învăț unele lucruri și atâta tot. N-a fost până în februarie și să găsească o fată care să-l aprecieze și să fie pe placul mamei lui. Eu asta sunt, mie nu-mi place să fiu călcată în picioare, mie nu-mi place să... Eu dacă simt ceva, fac. Poate da, a fost greșeala mea că am ales băiat cu mamă. Poate dacă nu era mama lui aici, poate era altfel. Nu știu. Poate e mai bine că a fost mama lui, poate că dacă nu era mama lui era mai rău. Nu știu ce să spun. Așa a fost să fie. Toate se întâmplă cu un rost. Dar cu siguranță, cât de mult aș mai vrea, nu o să mai fie niciodată. Știu că pe tine te omoară asta. Crezi că nu puteam să spun lucruri? Astăzi care am fost acuzat, aiurea, crezi că tot e așa cum se spune? Și acum ce, te simți neplinit? Mai bine că ai tăcut. Asta și îi mulțumesc Dumnezeu și mă rog la Dumnezeu să-mi dea răbdare și să tac din gură în continuare. Mă mir eu de mine câtă răbdare am avut să tac. Am tăcut, în pauză m-am dus, am plâns, m-am descărcat, m-am pus înapoi, am stat și am tăcut din gură în continuare. Asta e. Nu mă aștept ca cineva să-mi spună, și am spus, nu m-am așteptat ca nimeni să-mi spună ceva de bine. Da, nu, sunt sigur că acolo undeva. Am zis că i-a fost de bine sau de rău, am zis, așa să vede. Dar nu mă așteptam și nici nu aș fi vrut să spună cineva de mine ceva de bine, doar că să fi vai, mie milă de ea și nu știu ce. Nu, așa afară. Afară dacă mă deranjează ceva, evit, ocolesc, cu totul altfel afară de cum sunt aici. De asta mă consum și mai tare. Nu mă așteptam să am reacțiile astea care le-am aici, să mă doboare atâtea lucruri. Păi n-am plâns aici cât am plâns în 2 ani de zile. Nu sunt așa. De asta am spus, da, sunt bubocioasă, sunt iubitoare, sunt afară lucruri astea. Am spus lucruri care știu cum eram afară, nu cum sunt aici. Dacă zici că oricum orice ar face... Am prea mult orgoliu în mine. Prea am fost călcată în picioare astăzi. Și pentru ce? Și o să mai fiu. Și pentru ce? Nu. N-am pentru ce. Niciodată în viața mea nu m-am lăsat călcată în picioare pentru un bărbat. Și nici nu o să fie prima dată. Cât de drag mi-ar fi sau de mult am sentimente față de el. Niciodată în viața mea nu m-am lăsat încălcată. Nu o să fie prima dată acum. Prefer să înghit eu, să trec și să merg mai departe. Nu e prima dată când am eșecuri din partea lumii din jurul meu. De asta sunt așa pesimistă. Oare de ce? Pentru că tot timpul, dar tot timpul când am zis e bine și am zâmbit și tot a fost bine, mi s-a întors
de 10 ori rău înapoi. Ce crezi, că n-am mai încercat să am relații? De fiecare dată să te văd ca pe o achiziție, dacă ești frumos și arăți bine.